Săptămâna 17, 23 iulie 2023, are ca aspecte planetare faptul că pe 17 iulie există seara la 21 și 30 de minute în RAC, o lună nouă. Această lună nouă aduce presentimente uh, bune, uh, intuiție, uh, instincte comerciale, entuziasm, dorința de reușită. Uh, această lună nouă aduce și posibilitatea pentru multe persoane de a începe proiecte noi, uh, de a fi deschiși, de a avea încredere, speranță, intuiție, instincte, uh, dorința de nou de progres. Soarele are o poziție cu Pluto. Și este retrograd, Pluto, este o situație care aduce nervozitate, aduce tensiune, aduce conflicte, aduce impulsivitate și uh, potențial de distrugere. Vi și vitalitate mai scăzută. Relații care pot uh, să ajungă rapid la aspecte violente, destructive. Luna nouă. Fiind într-o opoziție cu pluto retrograd, aduce toate aceste riscuri. Riscuri pe de altă parte sunt și de accidente, de scăderea vitalității. Există și o opoziție a lui Marte cu Saturn retrograd. Această opoziție, Marte Saturn retrograd, aduce pentru multe persoane mai multă seriozitate, dar și mai mult egoism, nesiguranță, dorința de a-i bate la cap pe ceilalți cu propriile idei și lipsa de afectivitate. Tensiunile pot determina dificultăți de comunicare, pot să ducă la eșoarea unor planuri. Relațiile pot fi foarte ușor marcate de intrigă, de gelozie, de tot felul de tensiuni. Jupiter, aflându-se în cuadratură cu Mercur, aduce pentru multe persoane mai multe frustrări, mai multă neglijență, mai multă nepăsare, dezordine în viața proprie, gândirea mentalul pot să fie șovăitoare și tendința de a exagera lucrurile. Există riscuri de implicare în tot felul de altercații și Relațiile pot fi de uh, distracție sau de evadare uh, cel mai adesea în, uh, cu astfel de aspectare astrală. Soarele, fiind în trigon cu Neptun retrograd, aduce un interes aparte pentru secrete, pentru mistere, pentru spiritualitate, pentru uh, curiozitatea care derivă din uh, dorința de cunoaștere în această zonă. Sunt momente favorabile pentru intuiție, pentru creativitate, relații marcate de spiritualitate și de dorința de creativitate. Neptun retrograd, aflându-se în sextil cu Uranus, aduce mai multă curiozitate, mister, ocultism, intuiție, relații care sunt uh, uh, mai mult idealiste, dorința de călătorie, dorința de visare, soarele se află într un sextil cu Uranus și asta aduce îndrăzneală, aduce curaj, aduce originalitate, voință mai puternică, dorință de progres, de nonconformism um, Ambiție puternică și excentricitate. Condițiile sunt bune și pentru reușita socială. În relație apare tendința uh, oamenilor de a fi mai demonstrativi, de a avea relații uh, cât mai deschise cu ceilalți. Pluto este retrograd uh, și este în sextil cu Neptun, care este și el retrograd. Acest aspect astral aduce. Posibilitatea schimbărilor, abilitatea mai bună de a se stabili nevoi, atracția către spiritualitate, către cunoașterea intuitivă, cunoașterea profundă a lucrurilor și relații bazate pe intuiție și pe mister. În data de 18 iulie, luna este deja intrată în Leu. Asta aduce ca influență mai multă voință, dorința de a se exprima cu mai multă ușurință emoțiile, creativitatea artistică, dorința oamenilor de a avea admirația altora, iar în relații apare creativitatea și dăruirea sufletească. Data de 19 iulie, cuadratura lunii cu Uranus aduce nervozitate, Aduce frustrare, aduce o mândrie exagerată, curiozitate, mai ales în zona spirituală, și insistență. Relații dificile, mai schimbătoare în afaceri sunt riscuri de pierderi și adeseori aceste pierderi pot fi datorate unor speculații care poate că au deodată sunt lovite de ghinion. În 20 iulie, intrarea lunii în fecioară va aduce mai multă armonie cu natura, creativitate, în o aplecare mai aparte către aspectele practice ale vieții, atracția către călătorii, uh, tradiții, preocupări uh, tradiționale, dorința oamenilor de a fi un exemplu pentru alții. Din 21 iulie, deja Mercur, intrat într-o cuadratură cu Uranus, aduce frustrare, aduce un spirit mai rebel, uh, aduce uh, posibilitatea oamenilor de a se face mai greu înțeleși, fixarea pe obiective care pot fi adeseori imposibile la care pot renunța uh, ulterior. Uh, aduce violență în exprimare, aduce relații marcate de aventură, instabilitate, riscuri de accidente și vitalitatea este și afectată. Data de 23 iulie, Venus este într-un mers aparent retrograd în Leu. Lucru care rămâne valabil până prin 3 septembrie. Timp în care uh, aduce blocaje. Blocaje în uh, iubire, în relații, blocaje însă și financiare. Se pot regândi cu ușurință relațiile, uh, se poate regândi aspectul financiar al, al uh, uh, vieții cotidiene, apare o reflectare poate asupra uh, modului cum fiecare percepe bugetul și nevoile sale și relațiile uh, sunt uh, practic reanalizate. Creativitatea și, de asemenea, uh, dorința oamenilor de a se înconjura de uh, frumos, de artă, de lucruri de genul acesta, uh, pot fi și ele afectate cu această retrogradare a lui Venus, care rămâne activă până în 3 septembrie.